8:27 de minute. Vila Lac. Dimineața. Ne pregătim de plecare pe Negoiu. Vânătarea lăbută. Splendid! Vai cum se vadă din creastă. E senin. Da, n-aveai soare. Mi-a dat cineva magnezic. Dar nu vreau să urc ultima parte. Am fost foarte păcată. Îl folesc pe zi. Dar vara e mai frumos decât iarna. Da, da. De-aia este pus lanțul ăla acolo. Așa au gândit băieții ăștia când au făcut trăsie, urcat și coborât. Fiecare zonă își formează un microclimat. Eu am plecat, de exemplu, cred că la începutul lui octombrie anul trecut, am prins cam vreo 3 anotimpuri într-o zi. Am prins și soare de la de vară, de arșiță, am prins și ploaie de toamnă, am prins și lapoviță. Nu mai știam ce să scot și ce să pun pe mine. Dar asta într-un interval destul de scurt, așa, că am vreo 2 ore s-o schimbat. Tot. Am urcat de la Bâlnea către Negoiu. Și iarna pe unde ai fost? S-a pregătit pentru Everest, a venit pe Moldovean. Nu am făcut Moldoveanul iarna până acum. Păi trebuie să vii cu cort. Deci data trecută a fost cineva care a... A, da, zi. Dar nu suflați. Zic, băi, nu suflu, că eu zic, alerg în fiecare zi 7-8 km. Merg la sală. Bă, mergem într-un ritm infernal, băi, Liviu. Suntem 1 și 1. Mergem mai repede. Cum mergem, ce? Zici că ne alergă ursul. Da, da. Ți-am zis, e pe bază de cărbune asta. Și
Regenerează flora în floare? Nu știu. Citești pe... Leitel. Să duc și peste câteva mii de ani. Băi, semnalizează-mă când depășești. Băgă aici că și-o filmez. Tu ești ultimul? Mai sunt două persoane asta. Leițel, leițel. Rog, stuierei! Asta îi ziceam? Hei! Voi erați ultimii! Am rămas în urmă că mi s-a rupt o unghie. De la picior? Zinam! De la mânuță. Mi s-a rupt o unghiuță de la mânuță. Ia să vedem. Unghiuță de la mânuță. Data trecută când am fost la ea, pe sus, ia-o pe unde vrei. Hai că eu te filmez acum când... Okay. Acum când am fost ultima dată, i-am zis, mai puțin negru. Deci chiar mă gândesc că nu am făcut viața în viața de scăpere. Chiar și când era moda, când erau în liceu și așa, își făceau fetele unghiile negre, nu am fost toată negru. Și mă bate așa un gând, dar nu. Băi, sau un gând? Ăsta are apropiat acum, imediat se rezolvă. Nu să-ți fac mob. La lumină mai puternică ce mob. Da? Uite ce zi aici. Așa v-am fost o poză. E exact pe marcaj acolo. Ups. Wow. Zici că suntem... La prepeleac. Hai la prepeleac. Și am trăsut-o invers. Așa dragă, că tu nu mănânci pizza cu aftă pe toată parte. Hai să dau un zoom. Gata. Coborâm acum. Imediat. Să-i dăm două lanțuri cu... Cred că era mai bine pe partea. Cu mâna, okay. Uite așa. Ca să vadă. Hai, Rox, hai. Uite. Mă grăbi! Păi da, te filmez, îți dai seama, in the action. Nu-mi țineți cablu, vă rog. Vreau să mă duc pe crap. Să vedem cât poți să filmezi așa, într-o mână. Da, ai grijă, te rog. Păi sunt cu telefon. Dacă nu mai am din aia. Tocmai vorbeam de ea, experimentați. Mai devreme, Rox. Că ce? Că se accidentează. Da, păi, da, stai. Așa. Așa. S-o luat acolo? Bun.
Păi e mai, da, e mai ușor pe aici. Păi cum să pui picioarele, dar are seche. Le spezi? Nu am picioare, dar ea de rog. Cornul călțânului, negoiu, părfulețel. Stai acolo. Și data trecută la fel te-am prins pe videoclip, nu? Mâncai, nu? Aia e cea mai bună. Omletă călcată în picioare și de elefanți. Ce? Să mai cum se mai înțelege nimic. Victima a fost sacrificată aproape. Practic o zdreanță de omletă. Știți cum se spune omletei cu ceapă? A mea n-are ceapă, e simplă. În macedonească? Mănâncă doar plantă. Păi da, dar n-ai văzut ce frumos iese? Am văzut. Păi, e adevărat. Refugiu cornul călțunului. Sus. Vârful Lespezi și lacul Călțun, zonă foarte frumoasă, Lăițelul, refugiu. În continuare spre Negoiu. Thank you.
Uite-l! Acolo sus! Uuhuuu! Ce să facem? Cu mâna! Vedeți că doarme cineva, să vorbiți încet. Mai avem pe vreo cineva în față, n-avem? Nu, noi stăm. Eu am fost cu Omer prim. Corect. Aia, ăla-i traseu pe timp de iarnă. Bine că ei nu zic pe unde trebuie să urc. Da, corect. Frumos, nu? Da. Adevărul că trebuie foarte mult. Și timp și efort. Da, și oala asta unde e frumoasă. La poalele... La Bucura ai fost? Da. Și nu ți-a plăcut? Erau prea multe porturi. Lacul era superb. A, aici îți place că nu e niciun port. Da, am înțeles. Era prea aglomerat. Și de pe piatră din stânga, așa că... Și de aici? Așa, hoț. Aici, așa. Da, da, da. Da, da. Strunga? Strunga Domnului. Mulțumim. Nu mai puteam să spun al doilea cuvânt. A, uite ce direct era strunga, bra. Direct, mă. Mai ocolim pe o jumătate de oră. Unul fără duce, la tu, suntem pe bun. Neașteptat, eu cream că până la 3. Hai să vedem. Destul de bine. Abracadabra. Stai să mai opresc. Hai, Omer, hai! Fața la... Am puteiași cu dori. Să zic strunga, salut, doamne, acum. Zic că nu știi zi, bă, n-are cum. A fost mai rapid. Marius! Pune una pe lanț și trage-te de el. Pune una. Nu, e n-are treabă, Mihail. Păi. Mihail e cu cățăra tu. Păi am pus-o, da. Uite că e lanț. Parcă e mai ușor. Încet. Ia vezi, Marius, stai așa. Ia, ne salut și pe noi. Nu ne salut și pe noi aici, să te vedem la ochi. Casca vieții. Casca vieții te salvează. Da, dar mi-a venit pe ochi. Uite, lumea o ia până marcate, uite. Da, frate, da, uite-te, știi. Treci la microbus. Nu tu! Să-ți fie rușine. Ana, trage-te de lanț cu două mâini. Pune ambele mâini și lasă-te pe spate. Dacă te încumeți... De zăpadă, că e mișcă. Poate nici mai vezi lanțul. Da. Ce le mai scovărăm?
de-abia ai urcat și... Mi-a stat foarte șmecheră casca. Ce ești așa neduberită? Nu ești la munte, ești la mol aici. Ce? Da, mă! Cu zoruș și cu zoruș și formă, știi? Nici și cum vine, ce e să cu ele, Ron? Ce ai zis, du-te pe spate. Asta e creața pierestrolului. Pe rău toate aici n-ai văzut. Hai, acolo pe care, zor pe ăla. Sus piciorul. Fixeau și doar un pic chestia. Mersi frumos. Ce? Ce? Îl spune voiu aglomerat. S-a ajuns? S-a ajuns, da? Da, da. Foarte bine, foarte bine. Mamă, cum e aici? Vin, vin acum. Attention, please. Wow. Marius. Merge și pe acolo, Ana, dar merge așa, dar să vedeți cum vedeți aici. Veniți aici pe limbuța asta de... Mamă, cum e? Nu stau lezi pe zile astea, să-mi vorbim și gata să cad. Să vedeți seama cum se vede de acolo, acolo se vede și mai greu. Da. În coborul. A, pe acolo, nu, nu mai venim pe aici, pe partea asta. Bă, da, da, e și pe ceamă, Alex, și pe aia te duci în potică. Potim? Oh my god. Oh. Ce masă. Ce masă de ciat. E de peleas. Uite, o să faci partea aia așa până acolo. Da, da, da. Ha? Am și câte ume de aia asta acum. Uite acolo, sunt mari. Serios, uite în dreapta acolo.
suportați acum. Ce? Consecințele. Nu sunt mure, sunt afine. Știi că pe coborâre se vede ce ai urcat. Poliția la mare. Păi da. Dar la fiecare tură s-a întâmplat așa, nu vezi? Doamne ajută! Oh. Avem pe cineva cu genunchi, nu? Da, mori! Păi este fum. Păi este fum. Scuze un pic. Ne-am uitat la voi, zici că mâncăm popcorn, ne uitam la cineva. Bună ziua! Bună ziua! Măi, ne-ai și-a pus mâna deja. Bună ziua! Mai am un gel dacă vrei să-ți dau, să-l încerci, m-a poate te ajută. Da? Am făcut un masaj, e o venă acolo. Aha. M-a lăsat mult mai bine. Da, da. Doare, dar la limită, e. Da. Să nu devii doi oameni. Poftă mare. O, mulțumim. Copii. Suntem, avem masa în desubat. Văd, văd. Dați noroc cu vinul, cu lichid. Poftă mare. Voi aveți să vă cinstiți, să vă... Nu ne-a dus încă de băut. De ce? N-ați comandat? Acum, abia. Cam întuneric aici, zona asta. Asta e. Rămâne amintirea. Și pe voi? Amintire, super. Ana, ce? Ești cam bine. Am mâncat cea la tine. Nu, 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 nu